După cum știți, de aproximativ 2 ani de zile am inițiat un proiect Donează Inteligent. Despre ce este vorba? 1% din toate încasările noastre, de la Roman Cafe, Hotelul Roman, din prăjituri, torturi, chiar torturi pentru nunți, torturi pentru botezuri, prăjituri de casă și așa mai departe, sunt direcționați spre organizațiile care se ocupă de copiii săraci și nefericiți. Până acum, practic, din 6 în 6 luni, prin rotație, fiecare organizație primește 1% de, cum spuneam. Și până în prezent au fost donați bani către Asociația de Autism Delfinul și Spitalul de Copii, la care s-au cumpărat lenjerii pentru toate pătuțurile. Acum, în prezent, urmează Asociația Iubire și Speranță pentru a primi donațiile respective. Totodată precizez că banii nu sunt direcționați neapărat pentru nevoi primare, cum ar fi hrană și îmbrăcăminte, pentru că există foarte mulți oameni de bine din orașul ăsta care în mod curent mereu se ocupă de lucrurile astea, ba de hrană, ba de hăinuțe pentru copii. Eu mă gândesc mai mult pentru dezvoltarea banii ăștia, de a fi folosiți pentru dezvoltarea lor personală. Ce înseamnă pentru dezvoltarea personală? Cum gândesc eu acest lucru? De a fi plătit chiar și un psiholog în care la acești copii să le descoperi, să le identifici practic abilitățile spre ce au ei pasiune, în care să-i îndrume, în care să-i învețe, să le ridice stima de sine. Totodată, copiii care au anumite talente, cum sunt în sport sau pictură sau muzică, să fie ajutați și trimiși într-o tabără de creații. Sau sunt copii care sunt din ciclu 2 de gimnaziu, care n-au ieșit niciodată din Roman și care n-au fost într-o excursie în București. Deci eu cam în direcția asta vreau să direcționez banii și cumva de a lucra pe termen lung pentru acești copii, de a ajuta să se ajute singur pe parcurs, practic. Deci, nu este necesar numai hrană și îmbrăcăminte pentru acești copii. Cam asta. Dacă v-ați gândit deja cine va fi următoarea asociație? Următoarea asociație este Centrul pentru Gație Inclusivă. Da, ei sunt, ei urmează. Dacă aveți vreo idee și ați identificat dumneavoastră niște cazuri, puteți să mi le spuneți. Dar eu vreau să continui proiectul ăsta, v-am spus, 1% din încasări, ca să nu există de ce e pe casă și fiecare client când primește, de fapt, bonul, vede și scrie că 1% din ce a consumat el, poate că ar fi trebuit să punctez mai bine lucrul ăsta, poftim? La început o perioadă de 3 luni, nu, pe urmă am lungit, pentru că fiind 1% erau banii prea puțini și atunci ca să se strângă ceva mai mult, la modul ăsta, da. Nu știu prea care a fost impactul, cred că sunt foarte mulți clienți care vreau să spun zi de zi și cred că nu știu, că ei practic cumpărând produse de la mine, donează fără să vrea, contribuie de fapt la fericirea unui copil. Sunt convinsă de lucrul ăsta. Da. Păi asta spuneam, că de aproape 2 ani de zile eu continu, am inițiat proiectul ăsta. Deci, da. Unde au ajuns? Păi v-am spus, au fost deja 2 organizații care au primit, Spitalul de Copii, care au primit tot ce înseamnă lenjerie pentru pătuțuri, și a doua a fost Asociația de Autism Delfinul. Și acum, practic, astăzi, la Asociația Speranță și Iubire, sunt pe 6 luni cele din urmă. Primește astăzi, da. Câteva lucruri despre nevoile pe care le are asociația dumneavoastră și iată cum ați așa această idee a doamnei Iușa Chiriac de a le oferi copiilor și altceva, o altă viziune, poate o idee pentru cariera lor viitoare.
Aș vrea să vă spun că Asociația Iubire și Speranță, cunoscută până în anul 2009 cu denumirea de Asociația Preții Stamarii, are o viață destul de frumoasă în contextul orașului roman, pentru că a fost înființată în 1992 și de atunci încoace ne-a ampliat pe nevoile sociale ale comunității. Începând cu anul 2003, ne-am gândit să ne îndreptăm foarte mult asupra copilului și asupra nevoilor sale și așa am dezvoltat un centru de zi pentru copii cu probleme sociale. La ora actuală, acest centru are un număr de 87 de copii, să nu ne speriem de acest număr, este vorba despre două module, modulul principal unde sunt 57 de copii și modulul secundar unde sunt 30 de copii de etnie romă. Aș vrea să vă spun că nevoia de a ajuta pe acești copii este atât de puternică încât nu ne permitem atunci când cineva face un apel disperat să nu-l rezolvăm într-un anumit fel. Pentru că fiecare din copiii care sunt prezenți la activitatea noastră și sunt beneficiarii serviciului social pe care îl prestăm, a fost în situația de a se auto-exclude din viața școlarului, de a rămâne în afara activităților didactice și pur și simplu de a se risipi. Centrul nostru de zi dorește să ofere șansa acestor copii care nu au posibilități de a continua studiile gimnaziale și liceale, minimum liceale, să putem să suplinim nevoile familiei și să devenim noi înșine a doua familie. Este extraordinar faptul că am reușit într-o măsură admirabilă și meritul nu este al echipei noastre, meritul este a celor din municipiul Roman care au sesizat eforturile noastre, noi căutând să fim foarte transparenți, tocmai din dorința de a putea atrage cât mai mult bunăvoința comunității. Iată, astăzi sunt atât de fericit pentru că doamna Nușa Chiriac, în planul pe care îl are, în activitățile pe care le desfășoară, s-a îndreptat cu sufletul și către centrul nostru de zi, tocmai din dorința de a ne putea ajuta, de a ne putea motiva și pe noi, echipa care lucrăm zilnic, pentru a merge mai departe. Aș vrea să-i mulțumesc din toată inima și nu este primul gest pe care îl face doamna Chiriac. Este un lanț de acțiuni extraordinar de frumoase și vrem să o asigurăm că tot ceea ce va veni ca sprijin pentru nevoile centrului nostru se vor îndrepta 100% către copiii care au nevoie de iubirea noastră, au nevoie de ajutorul nostru, au nevoie de elementul care să-i dirigeze spre o viață firească, armonioasă. Aș vrea să vă spun că între copiii noștri avem viitori olimpici. De ce spun viitori? De pildă avem o tânără care este campioană la ora actuală, la lupte libere pe țară, dar pentru faptul că a fost foarte prost nutrită, pentru faptul că nu s-a avut grijă de dânsa, a ajuns să scadă în randamentul ei sportiv și noi dorim din toată inima să o susținem și să ajungă, de ce nu, un reper pentru sportul românesc. Mai avem tineri care iubesc foarte mult arta, poezia, pictura, muzica. Dezvoltăm foarte multe ateliere în cadrul centrului nostru de zi pentru a încuraja aptitudinile personale. De câteva vreme mă gândesc să facem și un post de radio local pentru a studia mai bine limba română și pentru a o vorbi mai corect, dacă se poate. Și aici iarăși voi veni cu rugămintea la doamna Chiriac dacă ne va putea sprijini pentru această idee. Nu cunoaștem frumusețile patriei. Sunt copii care n-au ieșit niciodată din cadrul orașului sau din zona limitrofă a orașului nostru. A pleca cu ei doar să viziteze județul este un gest extraordinar de plăcut. Și îi facem pe copii să fie mai visători, mai dornici de cunoaștere și când vor ajunge ei într-o zi mai mari și
ne vor lua locul, să se simtă fericiți că în copilăria lor au fost oameni care au știut să întindă o mână la un moment crucial în formarea lor. Din toată inima mulțumesc doamnei Chiriac, pe care o cunosc de foarte multă vreme și știu că are un suflet extrem de nobil și de sensibil și rog pe bunul Dumnezeu ca să-i ajute în toată munca și în toată strădania ei să-și împlinească toate visele și aspirațiile, nu numai ca om de afaceri, ci și ca părinte și ca membru al familiei și să poată face binele în urbea noastră. Că lucrul cel mai frumos care ne rămâne în urma noastră este acel nume plăcut pe care ne l-am făcut prin jertfa, prin dragostea noastră față de semeni. Vă mulțumesc, doamnă! Mulțumesc și eu! Cum ați primit proiectul doamnei Nușa Chiriac de a ajutora asociatorii de șiferanță? Primit proiectul ăsta prin doamna preoteasă, să venim aici cu toți copiii, bine, că nu am venit toți copiii. Îi mulțumim foarte mult pentru această zi minunată și noi o să răsplătim prin munca noastră. Cum te numești? Mă numesc Mihaela Băghean. În ce clasă ești? A 11-a. La liceu? La liceul Dan Undiana. Mă numesc Milea Andra, am 17 ani și sunt la liceul 3, Petru Poni. Îi mulțumim foarte mult doamnei Chiriac. Noi am primit vestea prin doamna preoteasă și părintele Popovici și suntem foarte bucuroși de această invitație. Fetelor, voi practic sunteți doi copii care într-un fel sunteți nevoiți să coordonați al copilului. Cât de greu sau cât de ușor vă este să faceți acest lucru? Noi nu suntem într-un fel obligați, noi o facem din inimă, pentru că vrem la rândul nostru să ajutăm alți copii, cum am fost și noi ajutați la rândul nostru când am fost mai mici. O facem din inimă, cu suflet. Să ajutăm un copil, să-i spunem un sfat, să-l ajutăm la teme, să îi prezentăm un dans sau ce facem în general la centru noi. Și de apreciat chestia asta. Cu ce alte lucruri contribuiți voi în educația copiilor? Îi ajutăm la teme, le facem jocuri educative, îi învățăm la pian, să cânte, le ajutăm să facă quilling. Dacă au o anumită supărare, o anumită apăsare sufletească, reușiți să-i ajutați? Da, normal. Fiecare are, să zic, adultul lui mai mare, copilul lui, și vine și spune tot păsul, dacă este supărat, dacă îl doare ceva, vine la cei mai mari și îi spune. Și noi îl ajutăm. Asta de lângă voi, cine este? Ia spune. Pe ea o cheamă Maria, este cea mai mică din grup, are 4 anișori. Și ea se atașează cam de toată lumea. Maria, ce faci tu aici? Ce măriucă! E mai rușinoasă să-i da, și micuță. Mulțumim mult! Mulțumim și noi!